Ah, mamă, bună să vă fie inima! Doamne ajută-ne, este o zi deosebită, cu un cer sticlos, se vede totul clar, se vede imaginile bine. Nu mai este așa geruleț pe 12 ianuarie 2024. Ne adunăm după o zi trecută în care s-au stricat în mod cronologic primele două evenimente de pe un bilet foarte demențos. S-a stricat Turcia, Galata, Găleata, Sarai n-a vrut să fie bine. Și pe urmă meciul ăla din Qatar, din Maroc, mă iertați. Avem Qatar astăzi pe bilet în deschidere, de aici m-am luat cu Qatarul. Meciul din Maroc, Wydad, ce dracu am avut, Wydad, Casablanca, nu mai știu. Și meciul cu Galata, Găleata, Sarai din Turcia, da? Care nu s-au adeverit. Restul, cote de 1,90 verzi, cote de... Le-ați văzut cum au arătat pe bilețele, îmi pare rău că îmi pare rău. Pentru astăzi eu vă pregătesc o cotă de 48.22 cu 8 evenimente și a nu știu câta mia oară și cu primul eveniment dându-ți startul la 18 în această superbisimă seară la 6 fix. O oră decentă să vă notați biletul ăsta de un triliard de ori. Începem în Confederația Asiatică de Fotbal, AFC, AFC, Asian Football Confederation. Cupa Asiei ni se propune de acolo. Și iată că se întâlnesc ce aberam mai devreme. Qatar se întâlnesc cu Liban și vor câștiga gazdele. Unul solist, mizăm pe cei de la Qatar, că vor rupe norma. Este complicățuc, este dement, este greu, dar ne întâmplăm cu biletele astea pe mai departe. Voi merge pe experimente când se poate, voi merge pe pup sus sau pup jos biletul meu din grup pentru voi și aici pe canal când se poate. Altă dată când se poate, respectiv pe weekend, sâmbătă, duminică, voi mai face cu un efort să vă extrag niște meciuri din venirea mormanului, cel mai lung bilet al meu din grupul privat sau un bilet scurt cu 8 evenimente. Voi face tot ce pot să vă ofer ce am eu mai bun. Cred că se simte cumva treaba asta de la zi la zi. E tot ce pot eu să fac pe canal momentan. Biletele mele din grup oricum n-au dat rezultate senzaționale pe toamna asta, iarna asta, dar sper să își revină la viață cât se poate de curând. De aceea vă invit pe grupulețul meu privat de WhatsApp unde ne zbatem cu 6 bilete non-stop. Dacă îmi scrieți la 0745 70 80 08, putem fi împreună acolo. Sunt 6 bilete pe care știți bine că eu le fac în aplicația Superbet, n-am nicio colaborare cu ei, mi-aș dori. Niște bani acum ar fi foarte buni în perioada asta în care nu ies biletele. Dar nu am, însă la ei joc de prin 2017, după 2 ani de loteria română, că cam aș pe loteria română, m-am mutat pe pariuri sportive și iată, ia cătă-mă cu un cont la Superbet, unde am și rămas, iată, veteran deja, din 2017 în pace, mă pot numi o brumă de veteran, pe la ei, acolo construiesc eu biletele și le dau gata construite, gata făcute, din aplicația Superbet. De ce zic asta și povestesc asta? Pentru că dacă vreți să veniți în grupul meu privat de WhatsApp, ar fi senzațional să aveți cont la Superbet ca să jucați, pariați biletele cu mare ușurință imediat ce le-am oferit pe grup. Eu dau link-uri din aplicația Superbet, băieții deschid acolo link-urile în aplicație, dau editare și aleg miza preferată și au pariat biletele în 5 minute cu totul. Deci nu e niciun fel de effort. Effortless. Dacă vreți să faceți asta, așadar, indicat ar fi să aveți un cont Superbet prin apropierea vieții voastre. Că am legenda asta cu oamenii din afară, îmi scriu de prin Belgia, Germania, Franța, Spania, pe unde sunt decolați și instalați. Și îmi spun, băi, cum aș vrea să joc și eu cu tine pe grup, dar sunt la mama dracu. Nu se prea poate decât prin VPN sau dacă ai cont la... ai cartelă de România și cumva ești considerat că ești de pe teritoriul patriei, mamă. Poți juca în aplicația Superbet și fără probleme să pariezi. Deci mereu e metea în asta. Așadar, de asta vă zic, dacă vreți să veniți pe grupul ăsta privat, primordial să aveți un cont Superbet ca să fie treaba. În rest, ce facem acolo? Jucăm cu minimum 2 lei în fiecare zi acest set de 6 bilete absolut hipnotice, greoaie, periculoase, negarantate, nu am rețete perfecte, dar cu care sper să agățăm, sperăm cu toții să agățăm nu doar una, ci două, trei măcar cote gigant cu venirea mormanului, biletul meu cel mai lung pe an, da? Cote din alea de 1000, 2000, cum am avut pe 13 mai anul trecut pe Maleu, cotă verde câștigătoare 1347. Ca cota, ca acea cotă îmi doresc să se mai întâmple de două, trei ori și anul ăsta.
ca să fie treaba treabă. Vom vedea ce se întâmplă. Deci, dacă vreți pe grup, la asta să știți că vă băgați, scrieți-mi la 0745 70 80 08. Ne auzim cu detalii foarte directe și eu vă spun de la început la ce vă băgați, ca să nu avem dubii și certuri mai târziu. 48.22 cotă pentru azi. Hai să intrăm în biletul ăsta, că și așa mă înjurați o grămadă că repet aceeași polologie cu grupul în fiecare episod, dar trebuie să o repet pentru cei care descoperă random un episod anume. Informațiile trebuie să fie acolo pentru toată patria, toată țara, toată lumea care vrea să mă urmărească. Asian Football Confederation, da? Confederația Asiatică de Fotbal, AFC, am zis, Qatar vs. Liban în Cupa Asiei, câștigă Qatar, unul solist. Mergem mai departe la al doilea meci, Cipru, prima divizie, First Division, ne aduce Ednikos Ahnas în tăvăleală cu Apoel Nicosia. Selectăm aici un 2 solist, o victorie pentru aspeți, pentru Apoel Nicosia. Nicosia, zic ei. Amical internațional după toată treaba asta, Suedia întăvăleală cu Estonia, punem pe bilet 1 solist, câștigă Suedia, poate chiar vom vedea acest lucru adeverindu-se. Franța Național ne aduce Le Mans, Le Mans, da? Le Mans, întăvăleală cu Niort sau Niort, cum sunt prin aplicații notați. O treabă unde punem de asemenea o victorie de gazde, 1 solist, câștigă Le Mans. Spania, la Liga 2, continuă bilețucul aventuros de astăzi cu Eibar împotriva celor de la Racing Santander. GG, ambele echipe vor marca, dau cu un gol fiecare. Ai și prin Scoția Championship, la Inverness versus Dundee United. Doi solist câștigă Dundee, Dundee, da? Dundee United câștigă oaspeții, doi solist pentru ei. Penultimul eveniment din biletul de astăzi, 12 ianuarie 2024, i-a dus din Anglia, Premier League, unde s-a băgat al nostru drăgușin, ca alarmă mica pe el, de pe ea frumos, la Tottenham. Să vedem ce face pe acolo. 30 de milioane de coco. Anglia Premier League, Burnley se duelează în Premier League-ul englezesc cu Luton Town și selectăm pe bilețel GG. Ambilii echipe marchează, dau cu un gol fiecare. Închidem toată aventura acestei superbe zi de vineri, mai călduroase ce-i drept decât dățile trecute, cu Franța, Ligue 1, Liga 1, Marseille se vor duela cu Strasbourg. Și punem pe bilețuc unul solist, un ultim unul solist, victorie pentru Marseille, pentru gazde. Poate chiar norocul e de partea noastră. Ieri s-au stricat două din 8, a nu știu câta oară, și treaba asta, că ni se întâmplă de-astea mereu. Poate astăzi, când ajungem acasă, pe seară, un sălămior uscat, un cășcăvăluț, un vinișor, un Pepsi Max, un de-astea, o râgăială, poate... ne delectăm și cu o victorie, cu un bilet câștigător. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru prezența voastră zi de zi alături de mine aici, în această bășeală proastă, dar drăguță. Dați-mi și mie un like în continuare, căci mă ajută foarte tare acel like. Abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă. Dați canalul ăsta, de asemenea linkul de YouTube spre mine, prin grupurile voastre de prieteni, dacă aveți ceva, grupuri senzaționale de WhatsApp, Telegram, Facebook, să știe lumea că există. Vă mulțumesc enorm pentru treburile astea. Și haideți și la mine pe pagina mea de Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, să vă dau acolo cota mea de 3, divină pur și simplu, ieri n-a vrut să iasă, să mă piși pe ea. Cota mea din 3 evenimente, cota bacșiș, pe care o ofer acolo ziulică de ziulică. Căutați-mă pe FB și putem să ne delectăm și cu cota asta de 3. Cam asta era de zis. Vă urez o zi deosebită, un weekend matusalemico specialo cacamaca, sublim. Și ne vedem și dățile următoare. S-a mai încheiat o zi din calendar. V-am citit pomelnicul. Să ne fie de bine. Mult noroc!